Haideți să facem un drift. Oh! Oh! Astăzi v-am pregătit un clip special pe unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume, Transfăgărășan. Am mai filmat aici în trecut cu mașina mea, așa că de data asta am ales să mă întorc cu una mult mai specială. Această mașinuță se numește Hot Rod, are 14 cai putere și are un top speed de 100 de km pe oră. Am văzut că v-a plăcut foarte mult primul clip pe care l-am filmat cu această mașinuță în București, așa că astăzi am venit cu ea direct pe Transfăgărășan, unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume, așa că dacă vreți să mai filmăm cu mașinuța asta și pe autostradă, în drum spre mare, nu știu dacă avem voie, însă dacă strângem multe like-uri la acest clip, cu siguranță o să facem noi cumva să fie posibil, așa că înainte să trecem la treabă, nu uitați să pușiți butonul de like și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți unde ați vrea să mai merg cu această mașinuță Hot Rod Fun. Experiența cu această mașinuță este cu siguranță una dintre cele mai tare pe care le-am trăit până acum și deși mi-a plăcut foarte, foarte mult în București, aici pe Transfăgărășan este cu totul alt vibe. Am avut noroc și de o vreme perfectă, a plouat până acum, însă soarele a intrat în nori, s-a oprit ploaia și astăzi va fi ziua perfectă, pentru că suntem cu una dintre cele mai distractive mașini pe care le-am condus până acum, pe unul dintre cele mai tari drumuri pe care am condus până acum. Suntem în România, la noi acasă, avem o țară superbă și astăzi o să vă arăt unul dintre cele mai frumoase drumuri pe care poți merge la noi în țară. Această mașinuță are un motor pe benzină, dacă mi-aduc bine aminte, costă undeva la 20.000 de euro, are cutie semi-automată, avem accelerație, frână și o frână de mână manuală, avem oglinzi, nu prea le-am reglat eu să fiu sincer, dar suntem pe Transfăgărășan, nu prea avem foarte mare nevoie de ele. Ne filmează toată lumea și cu o mașinuță de genul, chiar nu ai nevoie de un supercar, pentru că dacă pui mașinuța asta lângă un Lamborghini, vă dau un scris că toată lumea va filma această mașinuță și nu Lambo-ul. Înainte să vedeți dacă m-am răsturnat sau nu cu această mașinuță pe Transfăgărășan, voiam să vă reamintesc foarte rapid că aveți 20% reducere din partea mea pe car vertical dacă folosiți codul MON3 la finalul comenzii sau verificați mașina folosind primul link din descriere. Un raport car vertical vă poate arăta dacă mașina a avut kilometrajul modificat, dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost folosită ca taxi sau chiar furată. Acesta este un Porsche Panamera care arăta foarte bine în pozele din anunțul de vânzare, însă după ce verifici seria de șasiu pe car vertical, afli că mașina a fost accidentată în trecut și ca bonus a avut și kilometrajul modificat. Raportul ne arată în detaliu istoricul mașinii, începând cu kilometrajul care a fost dat înapoi de la 44.000 la 27.000, dar și poze cu mașina din trecut și după cum puteți vedea, mașina a avut un accident destul de serios în partea frontală. Nu este nimic greșit în a cumpăra o mașină lovită, însă în caz că sunteți interesați să vă cumpărați o mașină nouă, recomandarea mea este să o verificați în primul rând pe car vertical și ulterior să o verificați fizic într-un serviciu autorizat, pentru că din păcate în România sunt foarte mulți samsari care vor încerca să-ți vândă o mașină de genul fără să spună ce s-a întâmplat cu ea în trecut. Nu uitați să folosiți codul MON3 pentru 20% reducere sau puteți intra chiar acum pe primul link în descriere și discountul va fi aplicat automat în momentul în care verificați o mașină. Haideți să facem un drift! Oh! Oh! Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, însă în clipul anterior v-am prezentat mașinuța și v-am spus că nu are niciun fel de suspensie și dacă în București, unde într-adevăr nu avem noi chiar cele mai bune drumuri, m-am descurcat cât de cât aici pe Transfăgărășan, simți fiecare groapă de 10 ori mai rău ca într-o mașină. Dar asta să fie ultima noastră problemă, pentru că uitați-vă și voi ce zi perfectă am nimerit. Uitați-vă un pic la priveliștea de pe Transfăgărășan. Nu știu cât de bine m-auziți, pentru că bate destul de tare vântul. Eu deja nu prea mai am glas, pentru că încerc să tip cât pot de tare. Dar chiar sper din suflet că vă place acest gen de clipuri, pentru că mie personal îmi place foarte, foarte mult. Încerc să filmez clipuri cât mai calitative pentru voi. Și astfel am ajuns cu o mașinuță foarte specială, pe un drum la fel de special. Într-adevăr, nu este cea mai confortabilă mașină pe care am condus-o, dar cu siguranță este cea mai distractivă mașină pe care o poți conduce pe stradă. Și apropo, mașinuța asta se conduce cu permisul categoria B, adică nu suntem aici chiar așa de capul nostru, pentru că până la urmă acesta nu este un kart, nu suntem pe circuit, suntem pe un drum public cu o mașinuță cu motor pe benzină, avem oglinzi, semnale și numere de matriculare, după cum puteți vedea, deci practic ai nevoie de permis ca să mergi într-un asemenea tur. Dar la final, când ajungem înapoi la Bâlea Cascadă, cu siguranță o să întreb organizatorii dacă nu cumva putem să mergem cu mașinuțele astea și până la mare, pentru că, sincer, cred că ar fi destul de amuzant. Deci, efectiv, toată lumea de pe Transfăgărășan a uitat de priveliște și ne filmează pe noi, pentru că, într-adevăr, nu vedea asta în fiecare zi. Chiar e o experiență tare rău de tot. Aaaa!
am uitat că avem claxon, fiți atenți aici. Mai țineți minte că în ultimul clip am claxonat-o pe Raluca non-stop? Bun, băieți, am rămas cam în urmă, așa că haideți să-i dăm a doua. Limitare cu a doua și după aia, a treia. Era să intru în colegii din față. Haideți să ne potolim puțin, că ne dau băieții afară din tur. Cred că am ajuns chiar acum la Bâlealac. Și, după cum puteți vedea, a cam început ploaia. Eu deja nu mai am voce, e foarte mult pietrici pe jos. Haideți să mergem mai încet, ca nu cumva să aruncăm. Bă, îmi intra apa mașină. Din păcate am prins o vreme destul de norată aici pe Transfăgărășan și nu putem să ne bucurăm de priveliște așa cum ar fi trebuit. Însă, în același timp, această vreme face ca experiența să fie mult, mult mai tare, pentru că mi-aduce aminte de ziua 4 sau 5 din Custom Car GT, când eram pe drumul acela deasupra la Stelvio Pass și nu vedeam efectiv la 10 metri în fața mașinii. Băi, frate, dar nu mai văd nimic prin parbrizul ăsta, stați să mai șterg un pic, dăm cu ștergătorul, ia. Băi, e serioasă treaba, nu mai văd nimic? Eu acum mă iau doar după stopurile celorlalți, că în rest nu văd prea multe. Sincer, am o întrebare foarte importantă pentru voi. Ușiți chiar acum butonul de like și lăsați un comentariu în care să-mi spuneți dacă v-ar plăcea să cumpăr o astfel de mașinuță și să facem turul României. Să mergem cu mașinuța asta prin România. Adică efectiv să luăm mașinuța asta, să mergem la mare, la munte. Poate ieșim și cu ea din țară, de ce nu? Dar cred că va trebui să ne oprim din 20 în 20 de km la benzinărie și o să fie destul de greu. Coborâm chiar acum către Bâlea Cascade și avem șanse destul de mari să dăm de urs aici și sincer ar fi destul de interesant cum ar fi. Ne-a alergat ursul cu mini mașina. Mă rog, ar fi doar un titlu bun, cu siguranță nu știu, o experiență foarte mișto. Toată lumea se bucură atât de tare când vede mașinuțele astea, pentru că într-adevăr e ceva foarte diferit, nu te aștepți să vezi așa ceva pe stradă. Pare foarte ilegal, adică nu știu, te uiți la mașinuțele astea și parcă zici că ar trebui să fie undeva pe circuit sau pe cart, cu siguranță nu pe stradă și cu siguranță nu pe Transfăgărășan. Dar am prins chiar acum roșu la semafor și nu prea îmi convine mie, pentru că sunt într-o poziție destul de ciudată și dacă vine ursul acum nu prea am unde să fug. Deci doar imaginați-vă să stăm noi acum aici liniștiți la semafor și să vină ursul de acolo din partea aia. Cu siguranță n-ar fi foarte tare, dar hai să se facă verde mai repede la semafor, zic. În sfârșit s-a oprit și ploaia și putem să ne bucurăm și noi de drum așa cum trebuie. Chiar acum suntem pe porțiunea aia de drum unde de obicei mai iese ursul la o mâncărică, la o poză, la un video. Știți doar cum se întâmplă în România, recunosc și eu dacă aș vedea un urs. Parcă aș avea din instinct îndemnul să-i fac o poză, să-l filmez un pic, dar nu e chiar foarte ok, mai ales cu mașinuța asta, sincer, nu știu dacă m-aș opri foarte aproape de el, dar până acum am avut noroc și nu am dat de niciun animal fioros. Sincer, după ce am văzut cât de tare e experiența cu o mașină de genul pe Transfăgărășan, parcă nici nu mai îmi vine să vin cu una normală. Vă zic cât se poate sincer, deci cu o mașină de genul chiar simți drumul cu totul altfel. Și când zic că simți drumul, îl simți din toate punctele de vedere. Știam că o să fie tare, dar e tare rău de tot. Nu știu, îmi place rău. Sincer. Și schimbăm a treia. Sper că v-ați dat seama că doar mimez că a schimbat vitezele și că nu este o mașină cu cutie manuală, este o mașină semi-automată, aș putea spune, sau chiar una automată în adevăratul sens al cuvântului, dar e destul de amuzant când vezi pe cineva care dă să schimbe într-o mașină de genul. Băi, cum e ziua asta, mă, frate, tare rău de tot. Tare rău de tot. Asta n-a fost bine. Asta n-a fost bine. Să avem grijă cu gropile, că dacă dăm într-una mai serioasă, am sărit direct peste parbriza asta mic.
Doamne, deci mașinuța asta la 50 de km pe oră se simte ca și cum aș avea 180 cu Mercedes-ul, deci nu vă exagereți. A zis să-i dăm și am dat. Într-adevăr, dacă și drumul de pe Transfăgărășan ar fi puțin mai prietenos și nu ar fi atât de multe gropi, ar fi fost o experiență și mai tare, dar ne mulțumim cu ce avem, nu mă plâng absolut deloc și aparent am prins iar roșu la același semafor și dacă nu ne-a prins ursul atunci, cu siguranță acum are încă o șansă. Eu personal am dat de urs de fiecare dată când am venit pe Transfăgărășan, așa că dacă de data asta nu dăm de unul, cu siguranță ar fi o premieră cel puțin pentru mine. Între timp văd că a început iar ploaia, deci mai probabil urși ar trebui să fie și ei liniștiți în bărlog, să hiberneze și ei puțin, că na, cine iese la vânat pe ploaie. Bun băieți, am ajuns chiar acum în locul de unde am plecat și, din păcate, turul a ajuns la sfârșit, așa că în mare cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să pușiți butonul de like pentru că mă ajută foarte, foarte mult și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți sincer dacă v-ați dorit să cumpăr o mașină de genul și să începem o serie de clipuri pe YouTube, pentru că, din câte știu, nu mai face nimeni așa ceva, chiar cred că ar fi foarte, foarte tare. O avem aici pe iubita mea care nu a vrut să vină cu noi astăzi, însă poate o convingem și vine și ea data viitoare, pentru că nu ne-a mâncat ursul, după cum vezi. Sunt ud tot, dar a fost o experiență foarte, foarte tare. De asemenea, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez un vlog nou. Și dacă aveți plăcerea, mă puteți urmări și pe profilul de Instagram sau pe TikTok. Le găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit acest clip până la final. Eu am fost Muntre, iar până data viitoare v-am pupat. Pa!